practică. Urmează pe instanță la practică asupra măsurilor care se întâmplă. Pe ce ședință a fost ținută în sistem online? Opriți-vă puțin pe loc ca să riși. Vă spun eu, da? E în felul următor. Astăzi a fost termen pentru verificarea măsurii preventive. Mi s-a comunicat rechizitoriu. Avem 20 de zile la dispoziție, eventual cu posibilitatea de prelungire. Avem un termen pentru a formula cereri și excepții dacă avem o astfel de situație și cam atât. Nu s-a fixat termen pe fond, nu s-a fixat termen, bineînțeles, pe cameră preliminară. Așteptăm. A fost audierea pe instanța a rămas în pronunțare? Nu a fost audiere. Astăzi s-a pus în discuție doar măsura. Deci încă nu am ajuns pe fond. Da? Dar de ce online a fost? Nu știu, probabil așa a dispus instanța, nu cunoaștem resursele logistice, nici ale IPJ-ului și nici ale instanței. Dar nu are probleme de sănătate Vlad Pascu? Nu, a spus absolut, nu s-a pus în discuție o problemă medicală la acest moment. Dimpotrivă, noi am făcut solicitare pentru a se prezenta. Ați făcut solicitare pentru a se prezenta? Da. E în regulă. Mulțumim mult. Mulțumim. Zi bună. La revedere. Nu știm. Acum vom vedea și noi. Mergeți, da? Să-l vizitați? Există posibilitatea asta să luăm o grefă, dar să vedem. Dacă astăzi sau în zilele următoare. Da? Numele dumneavoastră, vă rugăm frumos. Adrian Bender. Mulțumim. La revedere.